Salutare! În acest video o să învățăm cum să conectăm casa de marcat la rețea. Cablul de rețea îl introducem în portul specific din spatele casei de marcat și avem de făcut câteva setări. Cu tasta mod mergem în program, introducem parola 33333, apăsăm tasta 1, pe ecran ne apare param 1 și seria casei, apăsăm tasta D4, pe ecran ne apare LAN D1 D3. Cu tasta D1 ne apare pe ecran param 0. Mai apăsăm o dată pe tasta D1, pe ecran ne apare param 1. Continuăm apăsând tasta D2, pe ecran ne apare parola. Trebuie să ne stabilim o parolă de conectare prin rețea. În partea din dreapta sus a ecranului avem ABC. Mai apăsăm o dată ABC mari. Mai apăsăm o dată ABC mici, mai apăsăm o dată pe tasta punct, 1, 2, 3. Noi am hotărât ca parola să fie 0000. 0000, confirmăm cu total. Apăsăm pe tasta D3, pe ecran ne apare Selected LAN. Dacă casa de marcat are și LAN și wireless, aici putem, cu tasta de 3, să ne selectăm modul de conectare. Noi ne alegem LAN. Ieșim cu tasta mod până în program. Intrăm din nou 33333. Apăsăm tasta 0. Intrăm în param 0 și seria casei. Intrăm în meniul 12 Total CompPC. Aici trebuie să avem CompPC 1. Cu tasta Total ne facem parametru 1 și ieșim cu tasta Mod. Mergem în RegoPair, să intrăm în vânzări, apăsăm 0 și Total. Casa de marcat ne spune așteptați și și-au adresa IP. În cazul nostru, 192.168.1.197. Aceasta este adresa IP a casei de marcat în rețeaua noastră. Cele bune!